Tăceți-mă din gură, mai tăceți că mult vorbiți. S-aud ce zice, șșș. Să ceartă vecina cu vecinul mare, scandal. L-a prins cu una. Aha. El, când e adevărat, i-a prins cu ochii aci. Ea a fost plecată la țară și a adus-o aci. Și a intrat și i-a găsit în pat. Și tăceți-mă din gură, ai mei, nu se mai potolesc. Și ia. O trimite la masă. Pă, măsa e moartă. Unde o trimis, mă, la măsa, că măsa e moartă? Aha. Ia uzi. Aha, tai. Ceartă și scandal. I-am spus eu ei că nu prea-mi place, că nu miroasea bine, dar nu mă bag, că eu am văzut, l-am văzut cu ea în piață, cu aia, cu cacica. Asta s-a chinuit toată viața ei să slăbească. Și ce crezi? Aia de-a găsit-o în pat e de două ori cât ea. De-aia e ofticată. Nu e ofticată ca înșelat-o, e ofticată ca înșelat-o cu una grasă. Aici e oftica mare. Ia uzi. Da, plânge ea. Hei, te că mi-e milă de ea. Da, și ea numai cu gura pe el. Al meu, nu, eu bag mâna în foc, făcea ea. Te bag acum. Bag-o în apă. Că te-ai ars. Da, el toată ziua... E, bărbate, mi-a pus la patru aci. Ea zice că toată ziua la câmp. Nisutie nu mai avea, tot avea țâțoacele. Și a ținut cură de slăbire, a făcut foamea. Ani de zile să fie săpănoasă, să nu înșele. Și culmea o înșelă cu una 25 de chile mai gras decât ea. Da, și că i-a spus inima de a pleca de la țară. Eu am crezut că a sunat-o careva, că o mai stau ăștia noaptea. N-avem nevoie de camere, acelea nu-i pe stradă. N-avem nevoie, că sunt ăștia, nu dorm. N-au somn. Și când n-au somn, noaptea stau peste gaș și se uită cum aud mașină, cum aud că se învârtește roată. Din somn, din pat, ies peste gaș. Le vezi ca cocostârcite și sperii. Hai că vă împăcați, lasă-i. Azi că nu... Nu se cunoaște. Hai, vă pup, vă spun mâine ce să mai, că mai stau eu, nu mă intru în casă până nu aflu tot. Dar văd că acum sunt mai pe mute și chiar mă deranjează că nu știu. Dar mai fac ture prin curte, îmi fac de lucru pe aici, s-a aflut tot.